Mama, astăzi este ziua ta și noi îți venim din departare, de peste mări și țări, să-ți aducem inimile noastre care au fost cândva parte din corpul tău și acum sunt separate. Și vrem să fim alături lângă tine, așa că primește surpriza. Două inimi vii lângă tine, parte din sufletul tău. Și să știi că alături de tine sunt și nepoții, ginerii. La mulți ani! La mulți ani! La geamul casei unde am crescut, la nucul care m-a umbrit mereu. Noi venim astăzi să vă felicităm cu ziua dumneavoastră de naștere, pentru că știm că sunteți zâna acestei zile. Așa este? Da. Doamna Părăscovea, aveți două sufletele care le-ați crescut, le-ați mângâiat și le-ați trimis în lumea mare. Aceste două inimi mari reprezint dragostea acestor oameni care de acolo de unde sunt vă trimit toată dragostea sufletească. Un sincer la mulți ani și numai emoții frumoase să aveți. Bănuiesc că știți de la cine vin aceste două inimi frumoase. De la? De la fiica mea, două fiice. Asta este comoara dumneavoastră, da? Și uitați, ele ne-au mai rugat să vă citim un mesaj de felicitare, așa că le-ați ghicit din prima. Vă citim și poezia. Azi, mamă, este ziua ta. Și afară e frumos ca niciodată. Noi îți venim în dar cu inima, din îndepărtarea mult înstrăinată. Noi îți dorim doar sănătate, că în rest le ai pe toate. Dumnezeu să te păzească, viața să ți-o prelungească, să ai parte de iubire de la nepoți și gineri. Tata să-ți fie mereu aproape, chiar dacă mai face și gafe. Ești mereu în piept să știi, dragostea rămâne vie. Tot ce suntem, ce am fost, vom fi, ți se datorează ție. Oriunde viața nu ne-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă. Tot la tine ne-o întoarce. La mulți ani, iubită mamă! Mulțumesc! Și eu le iubesc foarte, foarte mult și țin la ele. Mă cred că ele nu sunt alături de mine, dar mă gândesc zi de zi. Și îmi pare bine că au grijă de mine, adică mă telefonează, mă întreabă. Și le vreau, poate pe viitor, poate vor reveni acasă. Credem totuși poate într-un viitor, da? Oriunde în lumea asta, acasă este acolo unde da, este mama. Da. Le aștept zi de zi. Ce le transmiteți acestor fetițe frumoase? Eu le doresc ca ele să fie sănătoase, în primul rând, fiindcă sănătatea este cea mai scumpă. Și nepoții mei, care eu foarte tare iubesc și îi aștept și plâng după ei că nu-s alături de mine și emoții. Și adică le doresc să se întoarcă pe viitor, poate va fi mai bine țară la noi, se vede, adică începutul nostru. Și noi îi cerem, adică vrem ca ei și dorim ca ei să revină la noi acasă, la țara noastră, la pământul nostru, la fructele noastre gustoase, la torturile noastre gustoase și la toate celelalte ce gustoase. Cred că eu am fost în țările cele și am spus că cea mai mâncare gustoasă și cel mai gustos hârnaț fructe este la Moldova, la noi. Ele când vin, eu le aștept cu cuvinte dragi, în primul rând. Dacă așa, da, care sunt cele mai dulci? Da, fiindcă ele sunt în primul rând, când îl vezi, nu știi ce să-i faci, să-l zarut, să-l cuprind, să-i spui, vă iubesc, veniți încoace la mine, vă pup pe toți. Și acum câte un pup la toți, absolut, le doresc. Și la cei chiar care, adică la tot compania mea și am și mulți prieteni care tot de dimineață mă sună, felicit. Nu vă las să dormiți. Da, nu mă las să dorm. Dar înainte de toate, uite și inimile astea o să vă spună un sincer la mulți ani. La mulți ani, doamnă Părăscovie. Mulțumesc. La mulți ani, doamnă Părăscovie. Mulțumesc. Păi, cum ați fi tine. Așa credeți? Că și nu știe. Mulțumim lui tata, cumplicile, care ne-a ajutat. Și azi dimineața ți-a făcut o gafă.
cu pieștele. Da, aduc ei și mă uit și nu pus doi peștișori mici într-o unde pește cel mare care s-a pus în străzi. Mama asară întreabă, îl sună pe tata și zice, unde ești? Am prins doi pești. Mari, da, mari. Și azi dimineață. Dimineață. Eu pus doi soreți. Doi soreți. Am spus că e Nirus și mă uitam să mă spus aici. Noi dorim doar sănătate și să fie așa cum este, să se ține mereu în viață și să știi că noi tot timpul ne gândim la dânsa și chiar de suntem departe, gândul și sufletul zboară la dânsa mereu, indiferent de situație care o avem. Și să ții minte că noi tot timpul suntem cu surprize. Ea știe. Doamne, mulțumesc, mulțumesc. Și vă mulțumim din suflet că ne-ați ajutat să fie ziua mai frumoasă, mai plină cu emoții. Ia uite câte emoții, mama. Da, nu mi-e bine, cred. Știu că e foarte departe și eu când le-am stat la vorbă și le-am spus că e foarte departe, las că vin eu la voi. Am fost la una, acum să mă duc la alta, zic, vin eu pe la voi de acum până și șapură. Da, într-așa o zi specială am hotărât și noi să venim. Dar v-a plăcut surpriza lor? Da, foarte tare, foarte bună surpriză. Fii sănătoasă, numai asta, vreau să le văd sănătoasă, 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 în primul rând. Și le doresc, adică, să întoarcă acasă lângă mine. Măcar la câte ori mama da, de-mi zice? Da, de câte ori eu vreau să vii măcar una acasă, chiar astăzi mă gândim. Uite, noi două astăzi am venit. Uite și prezentă. Trebuie să mă felicit, dar eu nu știu cum înapoi să le scriu, adică încă nu m-am învățat, trebuie să mă duc în clasa întâi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mămica să trăiască, mămica să trăiască, la mulți ani. La mulți ani. Sănătate mai departe, trăiască pește. Peștele, principal ca să înapoi și-o întreb, dar unde pește, măi? Care pește? De unde ai luat pește? De acolo, dintr-o așa departare, am venit pe neașteptare. Se tare dor, măicuță, să mă vezi și strânge-n brațe poza ta cu mine. Cu lacrimi de păcarea n-o scurtez și-un gol în suflet strâns mă ține. Noaptea mi se arată.